Lăudați să fie Domnul! Aș vrea să citesc un cuvânt din Sfintele Scripturi, Filipeni, capitolul 2, dacă vreți să vă ridicați din cinste cuvântul lui Dumnezeu și apoi ne întoarcem la Matei 24, două versete și de acolo și apoi dumneavoastră o să vă așezați și să rămân câteva momente în prezența Domnului, să împărtășim câteva lucruri frumoase despre care cred că e nevoie pentru fiecare din noi, cei care suntem la închinare în seara aceasta și nu numai, și pentru cei care ne urmăresc de departe. Aș vrea să citim de la Filipeni, de la capitolul 2, începând de la versetul 12. Aici sunt cuvintele omului Dumnezeu, Apostolului Pavel, care îi se potrivește deosebit de bine, dar cred că putem să ne alăturăm și noi în seara aceasta cu aceste cuvinte și să îl binecuvântăm pe Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, spunea el, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copiii lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții așa ca în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădar. Și haideți să deschidem și la Evanghelia după Matei, să citim și de aici două versete, dacă vreți. Matei 24, versetul 12 și 13, are un pic de legătură și spune așa: și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Slăvit să fie Domnul! Vă rog să vă reașezați. Mă bucur pentru că în seara aceasta Dumnezeu mă binecuvântați și sunt la închinare împreună cu dumneavoastră. Și mă bucur pentru că Dumnezeu a mai îngăduit o zi în care să putem să ne închinăm și să recunoaștem că bunătatea Lui s-a înnoit și dragostea Lui și toate lucrurile față de noi și în ziua de astăzi. Vă salut cu multă dragoste, chiar mi-era dor de voi să vă mai văd și din când în când, ca să spun adevărul în Hristos, mai mă rog pentru voi, nu totdeauna. Eu vreau să fiu plăcut Domnului și mai mă rog pentru lucrarea de aici. Nu am uitat frumoasele momente de părtășie care le-am avut, rugăciunile care au fost binecuvântările Domnului. Dacă Dumnezeu a rânduit pentru o vreme să stăm mai departe unii de ceilalți, important ca în Duhul nostru să fim aproape. Vă aduc un salut sfânt din biserica de unde slujesc. Psalmul 84, versetul 11 și 12 spune că și Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cel ce duce o viață fără prihană. Și apoi versetul 12 continuă, spune: Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Amin. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne încredem în El. În seara aceasta, scumpii mei, credeți-mă, sincer vă spun, nu am venit la dumneavoastră să vă predic. M-am gândit să vin la închinare, deși am ajuns de pe drum la, în jurul amiezei, am pornit aseară cu mașina. Dar am zis că e bine să fim împreună, pentru că totdeauna cuvântul lui Dumnezeu spune în Psalmul 133: iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații. De ce? Pentru că acolo dă Domnul ce? Binecuvântare, slăviți să fie Domnul! Dacă ne uităm doar la buzunar și la portofel, înseamnă că am ratat. Noi trebuie să ne uităm la ceea ce vine din mâna lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvânteze. Și am zis că e bine să fiu cu dumneavoastră la închinare. Dacă fratele Marius și frații de aici au rânduit să îmi îngăduie câteva momente să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră, eu vreau să stau la îndemâna Domnului și să vă încurajez să luptați până la final. Să luptăm pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să nu uităm că avem o chemare specială, că avem un loc special, că avem o slujbă dată de Dumnezeu și nu oricum, dragilor. Noi trebuie în seara aceasta să privim în Evanghelie și să privim la noi dacă am făcut ceea ce ne-a spus Domnul. De aceea vreau, prin câteva gânduri pe care le am aici, să vedeți dumneavoastră că s-a vorbit în seara aceasta de o stare de oboseală, să nu obosim în facerea binelui. Și m-am gândit eu, în timp ce citea fratele David aici, Apostolul Pavel vine și spune, uitați-vă, în 2 Corinteni, spune despre o stare aici, spune, ca să înțelegem atât de clar și de frumos starea asta de oboseală, m-am gândit eu, cum poate să vină starea asta de oboseală peste noi?
Dar tot el vine și în 2 Corinteni, în capitolul 4, spune așa versetul 16, de aceea noi nu cădem de oboseală. De ce? Dacă vine starea asta de oboseală, noi n-ar trebui să cădem de oboseală. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, poate multe lucruri și multe situații prin care trecem, noi nu cădem de oboseală, pentru că chiar dacă omul nostru de afară trece, omul nostru din lăuntru trebuie să se înnoiască din zi în zi. Sunteți de acord? Da sau nu? Slavă Domnului! Și în seara aceasta am fost avertizați, starea de oboseală vine! Problema este ca să o depășesc, eu trebuie să mă înnoiesc. Cum pot să mă înnoiesc? Plecându-mă pe genunchi și cerând puterea de la Dumnezeu. Deschizând Biblia și citind să vedem ce spune Dumnezeu. Ce Dumnezeu, ce lucrare are de făcut în viața noastră cu noi. Pentru că vreau să vă spun, din prima carte a Bibliei și până în ultima carte a Bibliei, Dumnezeu a avut oameni de care s-a folosit, pe care i-a chemat, a investit în ei, i-a îmbrăcat cu putere și uitați-vă dumneavoastră, au fost ani distanță când Dumnezeu a lucrat și a investit în ei. Uitați-vă la omul lui Dumnezeu Moise. 80 de ani Dumnezeu îl pregătește pe acest om și apoi Dumnezeu îl pune lucrarea lui. Cine ar mai pune pe cineva la 80 de ani să mai lucreze? Păi bătrân, nu mai poți să faci nimic. La Dumnezeu nu există vârstă. La Dumnezeu contează inima noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Pavel spunea celor din Filip, spunea așa astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea și Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea aș vrea în seara aceasta, în câteva gânduri, să vă arăt care sunt piedicile care ne-ar putea împiedica să nu ducem mântuirea până la capăt. Și ne uităm că avem o imagine și un tablou în viața noastră a unor oameni care n-au dus mântuirea până la capăt, s-au pierdut. S-au dus departe de fața lui Dumnezeu și n-au intrat în țara făgăduinței, în țara promisă de Dumnezeu, în binecuvântările lui Dumnezeu, pentru că nu l-au crezut pe Dumnezeu. Au fost și ei la închinare, au făcut și ei, au adus jertfe Domnului, dar pentru că n-au dus mântuirea până la capăt, au pierdut ceea ce le-a fost făgăduit de Dumnezeu. În seara aceasta revenim la noi și vedem dacă suntem din cei care ne-o chema Dumnezeu, în care Dumnezeu a investit, în care Dumnezeu investește și dacă suntem gata în seara aceasta să luăm o decizie și să ducem mântuirea până la capăt, dar nu oricum, cu frică și cu tremur. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, haideți în seara aceasta să vedem, poate am obosit în facerea binelui, poate am căzut de oboseală, nu ne mai rugăm cum ne rugam odată, poate nu mai citim din Scriptură cum citeam odată, poate nu mai avem o relație bună cu Dumnezeu cum am avut odată. Și toate astea, din pricina unor lucruri pe care le vedem în seara aceasta, că Dumnezeu prin Scriptură vrea să le amintească ca să le dăm la o parte și să putem să intrăm în țara făgăduinței. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea, scumpii mei, uitați-vă, cuvântul lui Dumnezeu spune seara aceasta și vreau să vă citesc că suntem aici și citim din Sfânta Scriptură, în cuvântul Domnului, în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 1 spune un lucru interesant aici. Spune așa, îngerului bisericii din Sarde scrie-i, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele, știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Nu zic despre dumneavoastră, îngerul a luat această lucrare a lui Dumnezeu și a adus mesajul în biserică, pentru că ăștia se lăudau, la noi e închinare, la noi e rugăciune, la noi e stăruință, la noi se face studiu biblic. Problema este, poate să facă orice s-ar face, dacă viața noastră nu este reală și curată înaintea lui Dumnezeu, asta nu ajută la nimic. Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta fiecare din noi să facem atât cât putem. Nu ne cere Dumnezeu mai mult. Le mergea numele că trăiesc, dar erau morți spirituali. Și Dumnezeu nu ne vrea așa, Dumnezeu ne vrea vii pentru El, slăvit să fie Domnul. Știi ce înseamnă să fii vii pentru Dumnezeu? M-am uitat în seara aceasta, nu vreau să vă mustru, pentru că și noi avem stările noastre și rugăciunile noastre sunt slabe și îmi pun și eu de multe ori întrebare. Un om care trăiește cu Dumnezeu, care vorbește cu Dumnezeu, care se declară că e copilul lui Dumnezeu, să aibă o rugăciune atât de slabă? Ori vrem în seara aceasta să ne venim în fire și să ne întoarcem cu toată inima la Dumnezeu. Dragilor, unii dintre noi suntem prea obosiți și vrem ca Duhul lui Dumnezeu să treacă în seara aceasta peste biserică și să învioreze biserica Lui. Slăviți să fie Domnul! De aceea, dragilor, nu vrem să ne meargă numele că trăim.
Aici nu mă refer la biserică, mă refer la fiecare persoană în parte, la fiecare familie în parte. Eu mă duc la biserică, eu dau zeciuială, eu aduc jertfe. E foarte bine că facem lucrurile astea, dar cel ce contează cel mai mult este dacă eu am o relație vie cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu declară în seara asta despre mine că sunt copil adevărat al Lui, Dumnezeu se uită direct la noi, la fiecare, se uită în ochii în seara aceasta și te privește Dumnezeu dacă ești un om adevărat sau un om fals, dacă trăiești realitatea, dacă trăiești cuvântul lui Dumnezeu sau dacă minți și te minți pe tine pentru că într-o zi nu vei intra la locul pe care Dumnezeu a spus prin Domnul Iisus Hristos că s-a dus să-L pregătească. De aceea, în seara aceasta, vreau câteva momente să-mi îngăduiți, să vă arăt care sunt lucrurile care ne împiedică, dragilor, ca să nu mergem mai departe și să ne oprim sau să trăim prin lângă cei care trăiesc frumos cu Dumnezeu. Haideți să încercăm noi să avem o relație personală cu Dumnezeu. În primul rând, dragilor, uitați-vă că aici spune cuvântul Domnului să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur și Domnul să ne ajute. Primul lucru pe care vreau să-l amintesc în seara aceasta este că am uitat că drumul pocăinței este un drum care duce prin pustie. Noi vrem numai binecuvântare, noi vrem numai aplauze, noi vrem în fiecare zi să vină Dumnezeu cu carul Lui și să toarne, să vină Dumnezeu cu gălețele și să toarne. Noi vrem în fiecare zi numai binecuvântare, dar nu uitați, poporul lui Dumnezeu va trebui să treacă și pe acolo pentru ca Dumnezeu să-L încerce, să-L probeze, să-L testeze, să vadă dacă ăștia au inima bună sau doar dacă îmblă după mâncare, după pâine, după pești și după nimic altceva. De aceea să nu uităm că drumul pocăinței duce și prin pustie. Evreii au uitat lucrul acesta. I-a scos Dumnezeu din țara Egiptului cu mână tare, a pedepsit pe egipteni într-un fel și în alt fel și în alt fel și 10 plăgi a trimis Dumnezeu peste ei și ne uităm că Dumnezeu i-a scos de acolo și în momentul când i-a scos Dumnezeu de acolo, Exodul capitolul 15, ei cântă o cântare extraordinară, dar trece o zi, trece a doua zi și ăștia uită că Dumnezeu i-a izbăvit de acolo și au început să cârtească, au început să se certe cu Dumnezeu, au început să se certe unii cu ceilalți și Dumnezeu a fost nevoit să-i să-i pedepsească. Și mulți dintre ei din pricina acestor lucruri n-au intrat în țara promisă. Domnul Iisus Hristos ne spunea un lucru și e valabil și în ziua de astăzi. Ioan capitolul 16, versetul 33. Dacă se poate afișa, să ne uităm ce spune Domnul Iisus Hristos. Dragilor, noi cântăm o cântare, nu știu dacă o cântați și dumneavoastră, în cer pe flori nu poți fi dus, când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața ei și-au dat. Suntem în seara asta gata să cântăm versurile acestei cântări? De aceea, uitați-vă, spunea Domnul Iisus Hristos, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. De aceea în seara aceasta să nu uităm că drumul pocăinței duce prin pustie până când Dumnezeu desăvârșește lucrarea noi cu noi și pentru ceilalți ca să ne poată înfățișa înaintea Tatălui. Așa cum spune la Efeseni acolo, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfinț și fără prihană, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că sunt lucruri în viața noastră care stau ascunse acolo și Dumnezeu în adins îngăduie lucrurile astea ca să scoată zgura aia și să ne facă aur curat, pregătiți pentru cer, pentru împărăție. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 27, nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, numai cei scriși în cartea vieții mielului, slăviți să fie Domnul! În seara aceasta te rog în numele Domnului Iisus Hristos, verifică-ți relația și starea ta înaintea lui Dumnezeu. Nu te amăgi, nu te păcăli, nu lăsa pe diavolul să vină să spună că e bine, așa că nu-i bine. Oricât de bine am ținea noi relația cu Dumnezeu, în fiecare zi trebuie să înnoim omul nostru din lăuntru. Nu cu pâine, nu cu apă și nu cu lucrurile din lumea asta, ci pe genunchi cu Sfânta Scriptură și într-o relație corectă și bogată cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, uitați-vă aici, lumea aceasta este o pustie. Totul e pustiu fără de Dumnezeu. Familia fără de Dumnezeu e pustie. Biserica fără Dumnezeu e pustie. Viața fără de Dumnezeu e pustie. Societatea fără Dumnezeu e pustie. De aceea în seara aceasta vrem din toată inima să-i mulțumim lui Dumnezeu că ni s-a descoperit prin Iisus Hristos. I-ați mulțumit lui Dumnezeu că aveți Biblia asta.
I-ați mulțumit lui Dumnezeu că v-a dat ochi să citiți în Biblia asta. I-ați mulțumit lui Dumnezeu că v-a descoperit Evanghelia și darul mântuirii care v-a dat. I-ați mulțumit? Mulțumim Domnului pentru că ne dă un serviciu bun și nu-i rău. E foarte bine lucrul acesta, dar sunt lucruri importante, esențiale pentru care să-i mulțumim. Dumnezeule, îți mulțumesc că m-ai ales din lumea asta și m-ai făcut un copil al Tău, glorie lui Dumnezeu. Să vin seara să spui, Doamne, îți mulțumesc că m-ai mântuit și nu sunt unul dintre cei care sunt într-o închisoare, care sunt închis pe viață pentru omoruri, pentru crime, pentru lucrurile astea, că am furat, că am jefuit. Nu, Dumnezeu te-a ales și te-a adus aici, bucură-te cu sfinții. Slăviți să fie Domnul. Dragilor, noi nu cădem de oboseală în momentul când avem o relație bună cu Dumnezeu. Când cunoști în profunzime planul lui Dumnezeu cu privire la tine, la casa ta, la soție, la copii și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Nu ne amăgim singuri și nu ne lăsăm amăgiți, ci vrem să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Deci drumul către împărăția lui Dumnezeu vom trece și prin necazuri și prin bucurii. Spunea în seara aceasta că cel neprenit are un ospăț necurmat, dragilor, dar în viața noastră mai îngăduie Dumnezeu și încercări. Ne probează, ne testează și ne încearcă Dumnezeu să vadă ce facem în momentele alea. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturi, cum Dumnezeu a lucrat în viața oamenilor. Și noi suntem la fel. Nu ne scutește Dumnezeu de necazuri. Ne le îngăduie, totuși vrem în seara aceasta să ne bucurăm și Domnul să ne binecuvinteze. Nu se așteptau la așa ceva evrei. Dumnezeu ne-a promis o țară în care va curge lapte și mere. Cum poate Dumnezeu să ne țină în pustie 40 de ani? Dar din pricina cui a ținut Dumnezeu în pustie 40 de ani poporul? Din pricina lui Dumnezeu sau din pricina lor că au fost necredincioși? Pentru că erau 40 de zile scrise de Dumnezeu să ajungă în țara făgăduită, dar din pricina cârtirilor, din pricina răzvrătirilor, din pricina răutăților, Dumnezeu a adăugat pentru fiecare zi câte un an și au murit toți acei care n-au ascultat de Dumnezeu și au rămas doar doi oameni credincioși care au intrat în țara făgăduinței. În seara aceasta, întrebarea, ești unul din ăla împreună cu familia să intri în promisiunile lui Dumnezeu sau nu ești? O întrebare la care trebuie să-ți răspunzi în seara asta și Domnul să te binecuvinteze. Dragilor, ca biserică, uităm că în fiecare zi suntem într-un război spiritual. Ne uităm oriunde, ne uităm în toate părțile și în toate colțurile lumii și vedem și spunem, oare oamenii ăștia vor face pace? Oare când se va termina războaiele astea? Oare de ce atâta vărsare de sânge? Oare de ce atâta crime? De ce atâtea lucruri? Dar, dragilor, haideți să ne uităm că mai periculos decât războiul ăla care e acolo, e războiul care îl dăm în fiecare zi și nu suntem conștienți, că dacă am fi conștienți, am fi echipați mult mai bine. Și în seara aceasta, uitați-vă, Apostolul Petru vine și ne spune, și vreau să citesc, l-am citit de multe ori cuvântul acesta și parcă când l-am citit acum câteva zile în urmă, dragilor, am zis, am rămas așa surprins aici și spune așa cuvântul Domnului, 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul și asta în fiecare zi. Nu-i numai duminica, că dacă ar fi duminica, biruim că suntem la închinare, dar asta începe de luni și până sâmbătă și iarăși, iarăși, iarăși. Poftele astea se războiesc cu sufletul și noi aici trebuie să câștigăm bătălia și Domnul să ne binecuvinteze. Deci să nu uitați, scumpilor, să nu uitați că drumul pocăinței duce și prin pustie. Câteodată nu găsim apă, câteodată nu este hrană, câteodată nu-i nimeni să ne încurajeze. Aia e pustia din viața noastră. Și trebuie să ne anevoim, să ne plecăm, să ne smerim, să cerem putere și să avem biruință. Lăudați să fie Domnul. În al doilea rând, dragilor, am uitat un lucru esențial de care aș vrea în seara aceasta să vă amintesc. În al doilea rând, ca noi să putem să fim și să ducem mântuirea până la capăt, să nu uitați că noi suntem aleșii lui Dumnezeu. De ce am venit în seara aceasta la închinare? Am venit să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să recunoaștem că El este Tatăl nostru și Domnul să ne binecuvinteze. Evreii au uitat asta atât de repede, încât în câteva zile s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au văzut minunile lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră gândiți sau nu cum a fost imaginea aia când omul lui Dumnezeu a întins toiagul și o noapte a bătut vântul și a despicat marea și ăștia au intrat în mare și au trecut ei pruncilor, turmele lor și tot ce au avut ei au trecut prin adâncul mării ca pe uscat, ca și cum n-ar fi fost apă. Și dușmanii care veneau în spate au încercat și ei să treacă și n-au putut pentru că apele s-au întors la porunca omului lui Dumnezeu și a înnecat pe toți. Și au văzut atât de mare lucrare. Eu n-am văzut încă. Dacă aș fi văzut lucrarea asta, poate era mult mai credincios.
decât sunt acum. N-am văzut, am văzut lucrări mai mici, dar totuși s-a vorbit în seara asta despre credință și Dumnezeu să ne ajute să o avem. Dragii mei, am uitat că suntem aleși lui Dumnezeu. De aceea, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului, 1 Ioan capitolul 3. Noi am uitat de fapt că suntem copiii lui Dumnezeu. Câteodată ne amintim când mai predică frații, când mai predică fratele păstor, când mai vin frații și ne mai dă câte un îndemn, atunci parcă ne aducem aminte, dar noi în fiecare dimineață când ne trezim ar trebui să nu uităm că suntem copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și de aceea în seara aceasta, cuvântul Domnului la 1 Ioan, la capitolul 3, vine și ne spune așa de frumos aici, și aș vrea să vă reamintesc, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Voi credeți sau nu? Să fii ca Domnul. Dar trebuie o pregătire pentru asta. Dacă nu, nu se poate. Nu se poate. E un război, e o bătălie. Dar avem toate cele necesare la îndemâna noastră să putem să avem biruință. Și Domnul să ne binecuvânteze. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Nu uitați, nu uitați că facem parte din cei chemați, aleși și puși deoparte de El, să biruim, slăviți să fie Domnul. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, spunea Domnul Iisus Hristos. Și noi trebuie, dragilor, să avem curajul ăsta, îndrăzneala asta și credința asta, să mergem pe urmele lui Hristos. Pavel spunea în 1 Corinteni 11 cu 1, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos și Domnul să ne binecuvinteze. De aceea, scumpilor, pentru că noi trebuie să fim și fii ai luminii, să ne deosebim de ceilalți. Copii, dar și fii, și Domnul să ne binecuvinteze. Vrem să mă apropii de încheiere, pentru că timpul s-a dus. Nu în ultimul rând, pe lângă că drumul pocăinței e un drum care duce prin pustie și prin încercare și ne probiază și ne testează Dumnezeu. În al doilea rând, să nu uităm că suntem copiii lui Dumnezeu și El ne apără și ne protejează și vine în ajutorul nostru și nu ne lasă. Da, spunem Psalmul 34, îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie, slăvit să fie Domnul. A veghea Dumnezeu și veghează Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, 1 Petru 1 cu 5, spunea marele apostol Petru. De aceea în seara aceasta, în ultimul rând, să nu uităm, am uitat că singuri nu putem porni la drum. Noi vrem să ne descurcăm. Lasă, Doamne, că știu, bun, am înțeles, dar noi vrem să mergem singuri. Nu, dragilor, uitați-vă aici, cuvântul lui Dumnezeu spune în Exod, în capitolul 33, cu versetul 15, noi nu putem fleca fără de Domnul, nu o să avem biruință. Spune în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 15, dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. 1 Ioan 15 cu 7 și Domnul să ne binecuvinteze. Dar dacă nu rămâne cuvântul Domnului în noi, dacă noi nu rămânem în El, dacă ne jucăm cu pocăința, dacă ne jucăm cu biserica, dacă ne jucăm cu mântuirea noastră, o să ajungem la final că în locul nostru nu o să mai fie printre cei aleși. Doamne ferește de lucrul acesta. Eu vreau ca toți să fim pregătiți. Am uitat că singur nu putem porni la drum. Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, se ruga omul lui Dumnezeu, nu ne lăsa să plecăm de aici. Am văzut cum au ieșuat, am văzut cum au căzut popoarele, am văzut cum mii de oameni s-au dus. Nu ne lăsa să plecăm de aici. Dragilor, vreau să vă sfătuiesc în seara aceasta să nu porniți singur la drum, să nu spuneți că vă descurcați, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze în viața voastră, acceptați planul lui Dumnezeu, supuneți-vă sub mâna tare a lui Hristos, lasă-L pe Dumnezeu să lucreze, că nu dă greș, chiar dacă se încearcă, probează, testează credința, chiar dacă Dumnezeu te trece prin anumite stări și probe, chiar dacă Dumnezeu pentru un moment dat îți ia binecuvântarea și te lasă să vadă ce faci, tu așa să spui, eu mă încred în Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă credință. Și vreau să închei și să vă spun că noi am uitat că Dumnezeu a pregătit cerul pentru cei din Masui. Amin? Sau nu credeți? Dacă nu credeți, nu spuneți amin, ca să nu spuneți minciuni. Dumnezeu a pregătit cerul pentru noi. Eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Mă voi întoarce după voi. Și îl așteptăm și stau și mă gândesc, poate odată când o să fim la închinare și o să cântăm o cântare, să se despice tavanul ăsta și să plece biserica la cer. Ați vrea sau nu? Sau poate trebuie să mai luați salariile și poate aștepta și pensia și poate spui, Doamne, mai îngăduie un pic. Nu, dragilor, să vină Domnul, să lăsăm toate astea, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragii mei, haideți în seara aceasta cu toată stăruința și cu toată dragostea pe care o avem față de Domnul să spunem, Doamne, vrem să facem un singur lucru, să ne întoarcem cu fața către Tine.
să începem cu adevărat să te iubim, dar din toată inima noastră, să pornim cu Domnul la drum, să terminăm lucrarea împreună cu Domnul. El ne-a chemat, ne-a binecuvântat, a investit în noi, a pus în noi, ne-a dat multe, multe lucruri de făcut și noi nu știm cât timp mai avem, că e lung, că e scurt, dar vrem să-L facem lucrarea, pentru că în ziua când ne vom înfățișa înaintea lui Hristos, să spună: vino, slugă bună și credincioasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească, dăm la o parte piedicile astea, ne ținem de mâna lui Hristos și cu siguranță vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.